Alături de noi este Cosmin Andreica, este președintele sindicatului Europol. Bună ziua, domnule Andreica. Vreau să vă întreb unde s-a greșit în evaluarea tânărului, ce pași nu au fost urmați din procedură de polițiștii care l-au oprit inițial. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Nu cred că avem toate informațiile la acest moment pentru a putea trage o concluzie, însă avem suficiente date ca să putem evidenția anumite aspecte, cel puțin care pot fi îmbunătățite pe viitor. În primul rând vorbim despre faptul că nu avem încă date cu privire la prima oprire care a avut loc în cursul serii și dacă într-adevăr avea sau nu avea poliția de răspundere civilă auto. Este important de precizat că această concluzie a fost stabilită în urma interogării bazei de date AIDA, o bază de date publică pusă la dispoziție de ASF către brokerii de asigurări care introduc detaliile cu privire la autoturismele care sunt asigurate și sigur care are o anumită întârziere în actualizarea bazelor de date, deci încă nu am văzut o concluzie clară din partea conducerii poliției române cu privire la această situație, dacă avea sau dacă nu avea, dacă i s-a cerut sau nu i s-au cerut aceste documente care să facă dovada deținerii unei poliție RCA. Apoi vorbim despre faptul că acea patrulă de ordine publică formată dintr-un polițist, dintr-un agent de siguranță publică și un jandarm, a oprit acel autoturism ca urmare a unui apel la 112 care reclama faptul că un conducător auto conduce haotic prin stațiune. La acel moment, polițiștii s-au folosit de mijloacele din dotare pe care le aveau la dispoziție, respectiv acel aparat de tirotest, și de asemenea în interiorul habitacului, pentru că au făcut această verificare sumară a interiorului autoturismului, au descoperit acel pachet de țigări care conținea o țigară artizanală și un blister cu 4 pastile, dacă nu mă înșel, 4 medicamente. Domnule Andreica, vreau să vă întreb dacă un polițist își poate da seama dacă șoferul este drogat, chiar dacă nu îi face drug testul. Are acest soi de expertiză? Aici sunt două aspecte. În primul rând, eu vă pot spune cu certitudine că niciun polițist rutier nu a trecut printr-un curs de formare care să vizeze chestiuni referitoare la comportamentele conducătorilor auto sau persoanelor cu care interacționează și care s-ar afla sub influența substanțelor interzise. Pe de altă parte, avem o procedură care reglementează modalitatea de utilizare a drug testurilor și care precizează că testarea se va realiza în situația în care polițistul constată un comportament nefiresc al conducătorului auto. Prin comportament nefiresc, aceeași procedură face trimitere la simptomele, practic, și la elementele de comportament asociate cu fiecare drog pe care un conducător auto poate consuma. Și aici vorbim despre o multitudine de detalii, cum ar fi pupile dilatate, incoerență în vorbire, deficit de atenție, buze uscate și multe alte asemenea elemente. Mai departe, procedura nu stabilește în mod concret obligativitatea testării conducătorilor auto. Obligativitatea apare doar în cazul unui accident cu victimă, când într-adevăr prelevarea de probe biologice este obligatorie în economia urmăririi penale. Ok, nu o secundă, vă întrerup puțin. Pare că totul se lasă la latitudinea polițistului, la această evaluare ochiometrică care poate să fie și foarte subiectivă. Faptul că a fost găsit acele droguri în mașină, faptul că era un șofer care reclamase că acest șofer drogat, aflam abia după, circula haotic, nu erau niște indicii suficiente pentru ca polițiștii să nu-l fi lăsat să plece de acolo? Și ne-am reclamat de foarte multe ori faptul că aceste proceduri lasă mult prea multe elemente la latitudinea agentului și ulterior, după astfel de tragedii, este clar că se caută vinovați, iar din păcate primii vinovați și chiar și ultimii sunt polițiștii din stradă. În al doilea rând, sigur, toate aceste elemente oarecum pot conduce la ideea că și conducătorul auto ar fi folosit sau nu acele substanțe. În autoturism erau alte două persoane,
una dintre ele asumându-și conținutul acelui pachet de țigări cu pachet gol de țigări cu acele medicamente și cu acea țigară artizanală care au fost ulterior ridicate și pentru care s-au întocmit acte de urmărire penală. Ne puteți spune cine sunt acești agenți și ofițerul în cauză, care înțelegem acum că sunt sub o procedură de cercetare prealabilă? Câtă experiență aveau, dacă cunoașteți detalii despre ei? Da, mi-ar fi plăcut ca inspectorul șef să nu se acopere în spatele declanșării unei cercetări prealabile, pentru că, să fim serioși, în mai puțin de 3 ore, în urma verificărilor pe care le putea efectua, chiar înainte de conferința de presă, putea să aibă toate răspunsurile necesare pentru a clarifica aceste aspecte. Nu este nevoie de o cercetare prealabilă de o lună de zile ca ulterior să sperăm că opinia publică a uitat de subiect. Deci, apropo de și de întrebarea referitoare la timpul pe care îl preconizăm cu privire la rezultatele verificărilor corpului de control, nu are nicio scuză corpul de control să nu prezinte concluziile, dacă nu astăzi, mâine, cel târziu, pentru că sunt câteva elemente elementare pentru care nu necesită, nu este necesar timp suplimentar ca să fie stabilite și clarificate. Polițiștii, cei doi agenți și un ofițer, la acest moment pot fi, se putea referi inspectorul șef la agentul care forma patrula mixtă cu jandarmul, deși conform procedurilor el nu a încălcat niciun fel de element din procedură. Acest lucru se poate constata și de aceea și siguranța inspectorului șef în momentul în care a precizat că consumul de substanțe interzise a survenit ulterior momentului în care a fost eliberat de poliție, pentru că în mod neoficial înțeleg că există informații clare cu privire la faptul că... Domnule Andrei, ca pe lângă informațiile pe care le avem din acest dosar, acest caz este un prilej să vorbim despre cât de echipată și cât de pregătită este poliția română în prevenirea astfel de tragedii. Vreau să vă întreb, să punem lucrurile pe masă, câte drug testere sunt în România și de ce acestea nu sunt alocate, mai ales în zone sensibile pe timp de vară, așa cum este, în mod evident, litoralul. În momentul de față, probabil că avem între 1 și 5 aparate de tip drug test la nivelul fiecărui județ. Un element esențial, de exemplu, ar fi informația conform căreia există polițiști rutieri care n-au pus mâna vreodată pe un astfel de dispozitiv, adică nici măcar nu ar ști să-l folosească dacă mâine le-ar aduce cineva un astfel de dispozitiv și cred că acest lucru spune totul. În al doilea rând, noi am atras atenția de cel puțin 2-3 ani de zile asupra acestui fenomen al consumului de droguri, mai ales la volan, și asupra necesității existenței acestor aparate de testare. Însă ministerul, în ultimii ani, a preferat mai degrabă să achiziționeze, mă uit la ultimele achiziții, vom cumpăra un elicopter pentru creșterea siguranței rutiere. Nu prea îmi dau seama sub ce formă acel elicopter care va survola deasupra unor drumuri naționale, autostrăzi și mai departe, va contribui și în ce măsură la siguranța rutieră. Dacă împărțim costul unui elicopter la costul pentru un aparat drug test, putem vedea că în acel buget am fi putut achiziționa câteva sute de drug teste. Mai mult decât atât, este important de precizat că în acest moment, din cauza deficitului de personal, există județe în care pe timpul nopții nu avem polițiști rutieri pe drumurile naționale europene. Lucru deosebit. Asta de deja periculos. Sunt, dacă îmi permiteți, alte discuții, dar să revenim puțin la noaptea aceea. De ce ar fi fost ținut 2 ore acolo la secție? Care credeți că este explicația dumneavoastră și de ce nu a ajuns poate la spital, având în vedere că deja erau indicii că acel șofer avea un comportament care presupunea încălcarea codului rutier, pentru că a fost un apel la 112 care reclama niște situații ciudate în trafic? Zilnic se primesc apeluri 1-2, probabil sute de apeluri zilnic cu privire la comportamentul unor conducători auto. Nu înseamnă că orice conducător auto care încalcă o regulă de circulație se află sub influența alcoolului sau drogurilor, în primul rând. În al doilea rând, sigur, în urma acestui apel, și vorbim de o stațiune, până la urmă, adică în mod frecvent sunt sesizate astfel de fapte, percepția colegilor în acel interval de oră jumate a fost că nu a prezentat un comportament nefiresc în sensul procedurii. O oră jumate de ce? Pentru că în acea patrulă, vorbim despre o patrulă mixtă, așa cum am spus, de polițist, formată dintr-un polițist și jandarm,
Polițistul a fost cel care a întocmit actele premergătoare pentru săvârșirea infracțiunii de deținere de droguri, urmând a se stabili conținutul, dacă sunt droguri sau nu și așa mai departe. Însă o oră jumate a fost necesară ca perioadă de reținere administrativă în vederea identificării persoanelor din autoturism, a întocmirii actelor premergătoare și până la urmă pentru a definitiva actele necesare pentru acea constatare. Domnule Andreica, vă mulțumim foarte mult pentru aceste explicații. L-am ascultat pe Cosmin Andreica, este președintele Sindicatului Europol.